Salut! Numele meu este Zoltan Vereș și ceea ce asculți este podcastul de EQ, adică un podcast despre inteligența emoțională. Oamenii spun că le place să stea de vorbă cu mine pentru că nu contează dacă suntem pe drum sau la birou, oricând stăm la povești, înțeleg niște lucruri care în rest le scapă sau reușesc să plece cu idei care îi ajută să schimbe viața, să-și rezolve probleme sau să-și crească performanța în diverse aspecte. Una din colegii mele i-a venit ideea să înregistreze aceste discuții ca să le poată reasculta și am zis, atunci dacă tot înregistrezi, de ce să nu le dăm și altora? Dacă pe tine te ajută să reasculți aceste înregistrări, hai să avem niște discuții pe care să le poți da și la oameni, să poate să ajungă și la alții. Așa că ceea ce asculți și această serie de podcasturi pe care urmează să le urmărești sunt exact despre asta. Discuții despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Vreau să vorbim despre bărbați și emoții. Câte ori avem? Ca să aducem lămuriri femeilor și claritate bărbaților. Super. Hai să trecem repede atunci. Putem? Da, păi, și cum e, subiectul ăsta este despre ori ai înțeles, ori n-ai înțeles. Nu prea există cale de mijloc. Știi? Și o să fie cu siguranță bărbați, că o să fie, stai puțin, conică să emoții, bărbați, claritate, femei și de-alea. Și o să fie bărbați, că o să fie, ce tare, stai să văd, aia care sunt deja deschiși, cred că oricum o să le fie ușor să înțeleagă niște lucruri. Iar cei care oricum sunt reticenți, să ne ajute Dumnezeu să iasă bine și acolo. Vorbește un pic despre experiența ta în lucruri cu bărbații care îți cer ajutor privind lumea emoțională. Adică, ce fel de bărbați, în ce fel de puncte în viața lor vin să lucreze cu Zoltan pe inteligența emoțională? Ok, sunt două tipuri de bărbați. Mm-hmm. Sunt bărbații aia care oricum sunt foarte sensibili și oricum sunt conectați la lumea emoțională, doar că nu știu exact cum să gestioneze. Mm-hmm. Își găsesc un pic mai greu locul în lume, tocmai pentru că sunt bărbați sensibili. Mm-hmm. Nu prea există cărți, teorii și cursuri despre cum poate un bărbat sensibil să-și controleze sensibilitatea, respectiv să folosească sensibilitatea chiar în relație cu femeile, și atunci bărbații ăștia sunt un pic așa mai reținuți în sensul de ok, eu stricat, știi? Ai putea să mă repari? Când le zic că și eu am plecat tot de acolo, e ceva de ok, deci noi nu sunt irecuperabil. Și a doua categorie de bărbați sunt cei care sunt mai tehnici, sunt foarte neapărat raționali, ci cerebrali. Doar că au o anumită căutare, dar mai mentală, mai cerebrală, și acea căutare, acel mod, să zic așa, de a găsi răspunsuri, nu-i duce la o profunzime suficient de mare, și atunci au nevoie de un alt nivel de gândire, cum ar veni. Ok, ai făcut o afirmație foarte interesantă. Ai pus cumva diferență între rațional și cerebral. Da, este o diferență foarte importantă, pentru că cerebral pentru mine înseamnă gânditor, adică faptul că gândește mult cineva, okay. Da? Dar rațional înseamnă că într-adevăr este lucid și detașat și cu o logică reală, adică logică care e logică, nu doar gândit. Logică reală care ar implica să recunoști importanța creierului emoțional, pe care mulți cerebrali n-o fac. Ok, da, se poate spune și așa. Logica adevărată pentru mine înseamnă logică obiectivă. Nu o logică prin care se evaluează lucrurile în bine și în rău după cum simți tu, culmea. Că asta fac cerebrale. O logică cerebrală în care lucrurile se evaluează după cum simți tu. Exact. Asta este oameni, bărbații care sunt cerebrali, nu raționali, că de asta am făcut distinția. Da. Să fii cerebral înseamnă să gândești și să analizezi, doar că nu printr-o logică obiectivă, ci tot printr-o logică emoțională. Îți dau un exemplu. Ce mașină vrei să-ți cumperi, știi? Mm-hmm. Păi vreau să-mi cumpăr nu știu ce model, care să aibă motorul nu știu cum, și chestii tehnice, mm-hmm. Da? Care pare foarte logic. Și întreb, de ce vrei să cumperi mașina aia?
Păi pentru că are un motor super puternic și trece de la 0 la 100 în nu știu câte secunde. Așa. Ok, dar de ce e important pentru mine să treacă de la 0 la 100? Păi să știu că atunci când o calc, să simt efectiv cum pot să merg. Deci vrei să, deci să simți lucruri. Și atunci, oamenii ăștia foarte cerebrali, bărbații ăștia cerebrali, de fapt sunt mega emoționali, doar că ei se convin că sunt logici, dar nu sunt. Ce interesant. De asta am făcut distinția între logică și cerebral. Fine. Care este cel mai grav caz, cu ghilimele de rigoare, pe care l-ai întâlnit și pe care nu ai putut să-l ajuți? Vrei să zic nominal sau? Nu. Am glumit. Așa ceva. Pe care n-am putut să ajut. Fost o singură persoană pe care, bine, eram foarte la început în primul rând și era un prieten de-a meu care avea niște probleme cu energia lui masculină, cu încrederea în sine, cu relația cu femeile. Am ajuns la rădăcina problemei care era legată de un tată foarte agresiv, foarte bătăuș, care bătea toate femeile din familie, erau trei surori și mama și în fiecare seară aproape erau aliniate și bătute. Și el a dezvoltat o stare de ură față de taică sau implicit față de energia masculină. Nu a știut niciodată cum să relaționeze armonios cu o femeie, pentru că nu avusese modelul. Și el voia să aibă mai multă încredere în el și să aibă relație cu o femeie. Și ajungând la problema cu tata, i-am zis, bun, hai să ne apucăm să lucrăm un pic la iertarea lui taică tău. Și mi-a spus, eu nu pot să-l iert. Deci cum e că nu poți să-l ierți? Și zic, nu poți să-l ierți până când nu înțelege unde a greșit. Și atât de tare s-a ținut de chestia asta că el nu are cum să-l ierte decât dacă el înțelege cum a greșit, încât pur și simplu i-am spus, tu nu am cum să te ajut mai departe, n-am cum. Adică dacă tu nu vrei să treci peste sentimentul ăsta, atunci chiar nu am cum să te ajut. Dar în rest m-am descurcat destul de bine pe baza feedback-ului. Poți să mai îmi dai exemple de situații? Adică, de ce pun întrebările și de ce vreau de fapt să știu, este cum văd bărbații în ei, cum se văd, cum se percep, cum percep ei problema, cu ghilimele de rigoare, pe care o au, în momentul în care vin să o verbalizeze în fața ta. Păi, sunt bărbați de genul care sunt tipologia cu o tipologie de atașament evitant, care ține foarte mult la femeia respectivă, dar efectiv ea îl înnebunește cu niște chestii și vine el să înțeleagă de ce are ea chestia asta și nevoia asta și mie vine să fug și o iau razna. Am avut chiar prieteni cu care stăteam în timp ce vorbea la telefon cu iubita lui și îi spuneam, relaxează-te, nu-i dușmanul tău. El intra în defensivă, începe iar să certe, relaxează-te, nu-i dușmanul tău. Adică ei încearcă, majoritatea bărbaților încearcă să înțeleagă niște fenomene de genul, de ce femeia se comportă într-un fel cu el? Sau încearcă să își depășească anumite blocaje, de exemplu, nu reușesc să avansez în carieră nu pentru că nu știu ce am de făcut, ci pentru că pur și simplu nu simt, simt că nu pot. Da? De ce simt chestia asta? De unde vine chestia asta cu simțirea? Sunt alții care au conflicte, de exemplu, cu un părinte. Și nu înțeleg, ok, dar eu i-am explicat, eu i-am spus, eu i-am, știi? Și cumva, pentru majoritatea bărbaților, pentru că lumea lor este puțin mai cerebrală, da? Lumea este emoțională, pare așa un fel de mister. Unii dintre ei intuiesc că există o logică acolo, dar nu o înțeleg. Și atunci, unii vin pentru că vor să înțeleagă mai bine femeile, alții pentru că au niște conflicte cu câteva persoane și nu înțeleg cum pot să armonizeze conflictele. Am avut chiar un bărbat care trebuia să conducă o echipă și nu înțelegea de ce oamenii nu-l ascultă sau de ce unele persoane intră în conflict cu el și altele nu. Adică, pentru bărbați, unele lucruri, ei se așteaptă să fie foarte simple. Adică, dacă eu mă comport așa, două puncte liniuță, ar trebui să fie următoarele consecințe și nu if iese then, așa. If exact. Then. Și nu iese așa. Și atunci, cei care au o anumită deschidere, ei vin să caute înțelegerea asta la altă. Și după aceea, ce este fain în energia masculină, și chiar am vorbit cu mai multe femei și am sesizat treaba asta, și bă, voi înțelegeți mai greu, vă prindeți mai greu, dar și când v-ați prins de o chestie, aia se schimbă. Adică povestisem și cu Cami, că ea lucrând foarte mult cu multe femei, spunea că cel mai greu lucru, femeile înțeleg intuitiv. Deci femeile foarte ușor se conectează cu niște adevăruri, dar din cauza instabilității emoționale nu se țin de treabă. La bărbații invers, bă, nu pot să accept, stai puțin, că n-am înțeles că aia de ce, de aia, de ce, de aia, de ce, dar și când a ajuns să s-a făcut declicul ăla, acolo urmează transformări. Interesant.
Există bărbați care vin să vorbească despre emoții și inteligența emoțională strict în context de muncă? Păi e vorba de cum mă simt, adică bărbații nu vin neapărat în ideea asta în care inteligența emoțională, ci vin de la faptul că, uite-te, nu mai simt motivat. Chiar am avut ședințe de genul acesta, măi, fac ce am de făcut, merge, dar nu mai simt. La început era, nu mai este, nu înțeleg de ce. De? Lucruri de genul acesta. Sau confuzii de genul, uite, vreau să schimb domeniu, știu ce am de făcut, dar mă blochez în aia, așa, așa, aia, de ce mă blochez acolo, de ce nu reușesc? Adică nu se vorbește explicit despre faptul că, uite-te, lumea emoțională mă blochează, inteligența emoțională, ci se vorbește despre faptul că, uite-te, nu merge. Ceva nu merge, ajută-mă să înțeleg de ce. Deci inclusiv formularea vine din energie masculină, de da, băi, nu merge. Da. Că simt că ceva nu e în regulă. Am înțeles. Auzi, pe bărbații doare când se despart de o iubită? Ai. Pe bărbații doare toată existența când femeia e nemulțumită lângă ei, numai că noi n-avem voie să exprimăm chestia asta. Adică, biologic vorbind, noi n-avem voie să exprimăm slăbiciuni, pentru că slăbiciunea masculă alfa e fatală pentru el. Și atunci, biologia noastră ne ține într-un fel de, impasibilitate. Dar bărbații, undeva în profunzime, când femeia de lângă ei este nemulțumită, au senzația că și-au ratat existența. Adică inclusiv un bărbat care se enervează și țipă și aparent critică și respinge femeia, face chestia asta din durere. Nimeni nu țipă din, din relaxare sau din prea multă bucurie. Ci țipă și se frustrează și intră în luptă pentru că apără ceva. E un bărbat care intră în luptă, se apără pe el. Asta foarte, foarte greu le este femeilor să înțeleagă. Tu mă ataci. Nu, mă apăr. Îmi apăr încrederea în mine, îmi apăr locul în relația asta, îmi apăr poziția mea de bărbat lângă tine pentru că am senzația că nu mai vezi acolo. Știi? M-ai detronat din poziția de mascul alfa în care m-am cățărat cu greu și încerc să apăr poziția respectivă în momentul în care tu mă ataci. Foarte interesantă perspectivă. Cred că dincolo de cât de important e să o înțeleagă femeile, e să o înțeleagă ei? Ar fi foarte bine să înțeleagă. Pentru că culmea este că bărbații sunt și chiar cum adesea consideră femeile care sunt foarte reactive, dar culmea este că în momentul în care o femeie te critică, imediat începi să-ți pierzi controlul. Ok, deci bărbații critică ușurința cu care își pierde controlul o femeie, dar de fapt ei fac același lucru în momentul în care sunt criticați. Da, în alt context, da. Îmi zici cum iubești un bărbat? Asta e o întrebare foarte interesantă. Primul cuvânt care mi-a venit în minte este intens. Okay. Acum, nu știu dacă eu acum vorbesc din ce simt eu. Nici nu știu cum să explic chestia asta. Avem timp, hai. Avem timp? Eu acum am niște imagini în cap. La un moment dat văzusem o poză din asta, o grafică făcută pe calculator, în care era un bărbat foarte fain desenat, super musculos și așa foarte bine definit, care era lăsat într-un genunchi și ținea cumva deasupra capului în fața lui de talie cumva o femeie, o ținea ridicată. Imaginea respectivă cred că reprezintă cel mai bine pentru mine cum iubește un bărbat. Adică în momentul în care un bărbat iubește, ce face el este ca prin forța lui masculină să scoate din femeia respectivă la iveală tot ce are ea mai bun și mai frumos și cumva să o pună în valoare pe ea ca femeie. Asta simt că e cumva și direcția, dar și rezultatul iubirii unui bărbat. Ai, ai, ai! Păi dacă ai dat așa explicația și ne-or asculta femei care nu trăiesc asta... Eu am zis că o să fie angajat lunetiș la un moment dat. O să apară foarte multe întrebări. Excelent. În relațiile de cuplu. Excelent, ar fi bine să apară. Culmea este că bărbații, de ce nu pot face bărbații asta, este pentru că acum o să fac câțiva dușmani, asta este, mi-asum. Foarte mulți bărbați la nivel emoțional au rămas la nivelul de copil,
Adică se așteaptă ca femeia să le ofere tot, să îi susțină, să-i laude, să îi accepte așa cum sunt, și în secunda în care femeia are niște așteptări, pune niște standarde, are niște pretenții și zice, băi, la începutul ăla ți-ai zis că ești bărbat, da? Hai, mai departe. Știi, imediat intră în rolul ăsta de copil în care mă trântesc în cur în mijlocul supermarketului și încep să urlu că nu, că mie îmi trebuie jucărie. Și de asta foarte multe femei trăiesc drama asta în care ai cum să te simți iubită în condițiile în care dacă tu ești perfectă și toate le faci perfect, bărbatul ăla este bărbat, dar tot se comportă ca un copil. Și în momentul în care încerci să-i atragi atenția, auzi, copile, știi, există și un alt nivel de existență și de conștiință și de acțiune. În momentul ăla, imediat se revoltă și începe să intre în luptă cu tine că ce ai, că ce pretenții ai, că ce, nu ți-e suficient de bun. Adică, discutați-mi și cu Camin, că trăim într-o lume în care dacă îi să, cum zic, e mult mai fain să fii bărbat, dacă ești bărbat, mă refer. Da? Deci dacă ai energia masculină trezită, e mult mai fain să fii bărbat decât să fii femeie cu energia feminină trezită. De ce? Pentru că sunt foarte puțini bărbați cu energia masculină trezită. Asta voiam să completez înainte să spui tu treaba alaltă. Atați de fain bărbații care au energia masculină. Vreo 5 cunosc. Înțelegi? Da. Înțelegi? Uh-huh. Da, și acolo sunt bărbați, de exemplu, bărbați tineri care au energia masculină trezită foarte fain, dar încă nu e maturizată foarte fain. Adică vrei să interacționezi la un nivel mai profund cu ei, mai greu un picuț. Uh-huh. Și atunci să fie un bărbat care să fie și cu anumită maturitate și cu energia masculină trezită, dar să rămână și cu energia jucăușă și să aibă anumită virilitate, aici deja aveți un pic de lucru. Pe când un bărbat care este așa, foarte ușor trezește o femeie care încă nu e Feminitatea ei. Da, care nu exprimă încă toată splendoarea feminității ei. Pentru că puterea și forța energiei masculine poate să susțină feminitatea. Impregnează și trezește. Minunat. Dacă bărbații ar înțelege chestia asta, ar face niște demersuri foarte rapide și foarte eficiente ca să-și trezească energia masculină în momentul în care își dau seama că dacă tu ești bărbat și ai energia armonioasă, energia masculină armonioasă, femeile se lipesc de tine, uneori la propriu. Da? Okay. În sensul de energia feminină se trezește. Da. Am văzut scripe, păcat că nu se vede scripirea ta în ochi când ai vorbit despre bărbații aia care au energia masculină trezită, de cât este fain, pentru că exact asta e și reacția lui Cami când vede câte un bărbat, că o văd, îl cum se trezește. Exact. Îl simți. Femeia reacționează foarte puternic la asta. Și atunci, dacă tu ești un copil care asta știe să facă, să-și plângă de milă și să facă scandalul mamii, că nu primește atenție cum trebuie, că nu i se călca cămașa, că de alea, n-ai decât. Dar ghiși ce? Poți să fascinezi o femeie până la primele câteva săptămâni în care, știi, prima întâlnire ești mamă, ce macho, și ai senzația că ai cucerit-o și la a doua întâlnire deja o iei. Auzi, de ce crezi tu că le e greu bărbaților să înțeleagă cum e cu energia masculină? Care crezi tu că e hiba? Pentru că e hiba societății, nu e hiba unor indivizi, e hiba societății. Unde există blocajul sau în ce formă de comunicare ascundem sau nu vorbim suficient de clar? Dacă vorbim la nivel de societate, îți dau metafora de care este diferența între un taur și un bou. Te rog. Pe un taur nu poți să pui la căruță. Atâta vreme cât taurul are testiculele, nu-l ține nimeni în frâu, înțelegi? Ăla e liber, pe ăla nu-l supui. În momentul în care l-ai castrat, devine un bou, poți face ce vrei cu el. Mamă, cum e asta! Și în societatea asta modernă e foarte eficient să castrăm bărbații. Se rezolvă foarte ușor, de exemplu, prin foarte multă pornografie. Consider că pornografia taie masculinitatea? Da, pentru că arată calea ușoară și programează pe oameni să creadă, pe bărbați, de exemplu, că să creadă tot, că femeia întotdeauna este pregătită și fii atent că cu instalatorul, cu ăla de la pizza, cu toată lumea, femeia poacă în 3 minute, numai trebuie să o pupi un pic și imediat poți să-i o pui. Prezintă doar o bucățică dintr-o relație, bucățică pe care bărbații o doresc foarte tare. Știi? Și atunci cumva la nivel de subconștient colectiv se creează imaginea asta că stai puțin, păi așa de simplu ar trebui să fie, dar e foarte complicat, că până să ajungi să împart cu o femeie, prima dată e ușor, dar a doua oară deja trebuie să depui niște eforturi, trebuie să rezolvi niște probleme, știi? Trebuie să te ridici la niște așteptări. Plus că e foarte
ușor a fost convinsă societatea asta construită pe energia masculină că noi suntem cumva un fel de specie dominantă, gândește-te că de acum câteva sute de ani și până nu demult, doar bărbații erau oameni de știință, doar bărbații erau politicieni, doar bărbații erau oameni de afaceri. Ceea ce înseamnă că toată societatea asta este construită pe o energie masculină, atenție, care ignoră și nu respectă și nu apreciază energia feminină. Deci o energie masculină care nu este armonioasă. Exact. Deci pe asta e construită toată societatea. Da. Și ne mirăm acum că bărbații sunt niște copii, adică până acum am condus lumea și acum vine femeia să ne zică că nu facem bine, stai puțin. Înțelegi? Deci apare o formă de răzvrătire care nu este autentică și așezată pe bune în energia masculină, ci doar, adică eu nu vreau să fiu mai bun ca bărbat pentru că vreau să fiu mai bun ca bărbat, ci pur și simplu vreau să fiu mai bun ca bărbat numai ca să-ți dau ție peste nas. Ceva de genul. Și de aici pornind, după aceea e foarte greu să explici unui bărbat că, auzi, nu-i numai atât. Nu-i numai atât. Adică, culmea este că orice bărbat simte că prinde aripi în momentul în care o femeie îl iubește. Asta așa-i. Orice bărbat crește, se dezvoltă, pentru că asta face femeia. Da? Femeia primește în ea bărbatul, după care îi dă viață. Da? Primește tot ce înseamnă lumea emoțională a bărbatului, o crește, o dezvoltă, o amplifică și o întoarce. Dar ce se întâmplă dacă lumea emoțională a bărbatului este unui copil? Adică de acolo nu poți să iasă nu știu ce idealuri mărețe. Păi nu, că te-a pus să-l crești, ca să faci un copil. Și după aia bărbatul nu-i convine că îmi dai lecții, că vii și mă corectezi și mă critici. Așa că, da, noi bărbaților ne e foarte greu să acceptăm lucrurile astea, pentru că sute de ani am trăit în această încărcătură a subconștientului colectiv, că bărbații sunt aia care trebuie ascultați. Femeia este cea care tu doar execută acolo, fă niște chestii, că ești aici numai să faci copii. Și niciodată, sau mă rog, o perioadă foarte lungă de timp nu a fost apreciată energia feminină și integrată energia feminină în ce înseamnă construcția și conducerea lumii. Cum crezi tu că ar arăta lumea dacă mai mulți bărbați și-ar dezvolta energia masculină armonioasă? Da, am fost o imagine. Mă gândeam că ar fi mult mai puțină lume în parc, pentru că mult mai mulți ar sta ca să facă dragoste. Mamă, ce sunet am scos! Ideea este că ar exista... Acum, tu știi cum îs eu când sunt cu Cami. Da. Da? No, gândește-te la această stare de intimitate, de drag, de bucurie de viață pe care poți să o trăiesc cu Cami și imaginează-ți cum ar fi să fie starea aceea predominantă în relații. Asta e diferența. Adică nu este vorba neapărat de cum s-ar întâmpla lucrurile sau și că s-ar schimba nu știu ce chestii radicale, că vai Doamne, ne-ar conduce femeile și toți președinții ar fi femei. Nu despre asta este. Pur și simplu este despre un fundal emoțional, o anumită încărcătură care există în acest moment în lume, care este o încărcătură de tip masculin, adică luptă, competiție, care pe care, stai să-ți demonstrezi, trebuie să obțin aia, să obțin aia. Asta e energia masculină. Da. No. În momentul în care culmea este că toată chestia asta este motivată de obținerea femeii, adică hai să recunoaștem că punctul de asta ne dorim da. Puterea cu toții, ca să alegem femeile mai bune. Și dacă bărbatul ăla ar ști cum să-și împlinească energia masculină în relația cu o femeie, nu ar mai fi nevoie de atâta goană și atâta bătaie de cap și atâta competiții și lupte. Și, pentru că asumarea lui ar fi mult mai împământenită? Ar fi mai echilibrată. Adică un bărbat poate, cum zic, eu pot să stau cu Cami, chiar astăzi discutam cu ea, stăteam, am avut 15 minute înainte să plec la înregistrări, da? 15 minute. În alea 15 minute am stat pe canapea, am ținut-o în brațe, am drăgălit-o, ne-am pupat, m-am mușcat, că mai nu am lăsat urme de dinți, m-am mușcat, dar am plecat de acasă cu o stare de super împlinire. No, da. Din starea respectivă, nu mă apuc să mă bat cu nimeni, nu mă apuc să intru în luptă, să demonstrez de nu știu ce. Exact. Mi-e energia așezată, îs liniștit, știu că mă duc acasă, ne uităm la un film, facem dragoste, stăm împreună, știi? Adică e altă stare. Și acționez din altă stare, iau decizii din altă stare. Acum imaginează-ți dacă majoritatea bărbaților ar lua decizii dintr-o stare de genul acesta, cum ar fi majoritatea femeilor care sunt iubite așa. Și atunci, yes, cum ar fi starea în lume?
Știi? Mm-hmm. Dacă ar fi asta predominanța, cu siguranță nu o să fie doar asta, dar dacă ar fi mult mai multe cupluri în care acest echilibru și această polarizare ar fi, consider că ar dispărea o grămadă de tensiuni și de lupte și nemulțumiri și, goana asta obositoare după hai să bifăm niște lucruri ca să ne simțim bărbați. Sper ca episodul ăsta să ajungă nu doar la femei, ci să fie și cât mai mulți bărbați care îl ascultă și dacă sunt între cei care ascultă. O să primească link-urile. Da, nu. Și fie că primești link, fie că îl asculți de bună voie, mi-ar plăcea să dai un semn, măcar un smiley face în comentarii, să știm că ascultă bărbații și aș vrea să ne întoarcem un pic la întrebările mai pragmatice și mai scurte și la obiect, cum ne-ar place bărbaților. Da, așa, hai mă, dă. Întrebările scurte. Da. Cum i-ai recomanda unui bărbat să vindece o rană provocată de o despărțire? O să dau o metodă universal valabilă pentru vindecat de răni din okay. trecut. Orice experiență din trecut care într-o formă sau alta te-a rănit, are nevoie să fie echilibrată. Okay. Pentru că atunci când avem ceva în trecutul nostru care e dureros, creierul da. Ține cumva acolo în atenție, că atunci când luăm decizii, începe imediat să tragă atenția acolo și... Ca să nu mai pățești încă o dată. Exact, exact. Și atunci ce poți face, primul lucru când ai asemenea experiențe, este să le echilibrezi și să scrii o listă cât mai lungă, 50-100 de lucruri, pozitive, care au rezultat din experiența respectivă, direct sau indirect. Din experiență, din relație sau din despărțire? Oricare, ce te doare? Adică, okay. dacă vorbim acum, bă, mă doare că mi-a făcut nu știu ce, da? Ok, care e beneficiul că ți-a făcut nu știu ce? Ok. Da? Ce rezultă bun din faptul că a făcut acel ceva? Ok, deci, domnilor, pragmatic și cu scris pe foaie da, și în ordine foaie, da? Și cu liniuță, ca să fie cât mai masculin posibil, să echilibrați, să scrieți motivele pentru care e bine că s-a întâmplat acel lucru care apare în doare. Da, și o să fie greu la început, dar poți să scrii beneficii directe și indirecte. De exemplu, nu știu, faptul că m-a rănit în felul acesta mă face să fiu mai atent atunci când, nu știu, ies la o întâlnire cu o femeie. Ok, și de aici ce rezultă beneficii? Faptul că ești mai atent. Nu știu, cunosc mai ușor sau mai profund femeia respectivă. Ok, ce beneficii rezultă din chestia? Adică poți lua beneficiile da, și să le să tot mergi derivezi. Din aproape în aproape. Da, scrii prima dată poate 5-10 lucruri pozitive care au rezultat pentru tine, după aia poți să iei, ok, ce beneficii au rezultat pentru ea că a făcut chestia respectivă. Da? Ce beneficii au rezultat pentru viitoarea ta iubită că a făcut aia chestia aia. Și atunci, derivând asta, o să rezulte o listă lungă care apoi echilibrează sentimentul acela de negativ sau de tensiune și de acolo o să poți să te detașezi emoțional de acea experiență. Următoarea întrebare era cum vindecă o rană provocată de un eșec în carieră, dar ai zis adineori că se da, cam aplica. Da, funcționează în același mod, deși asta funcționează. E foarte important ca la finalul oricărei experiențe tu să poți să spui nu doar că e în regulă că s-a întâmplat chestia respectivă, ci m-a făcut un om mai bun chestia aia. Dar nu numai teoretic, de asta e important să scrii motivele și să scrii cât mai multe, nu doar să zici teoretic da, a fost important să se întâmple că eșecurile sunt importante. Nu așa, ca așa, concret. Așa zice pe Insta. Exact. Concret să scrii pentru tine acea experiență ce a adus pozitiv. Ce consecințe pozitive a avut sau ce poate să aibă în perspectivă consecințe pozitive punctual pentru tine fix acea experiență. Nu în general, eșecurile sunt foarte bune că citate motivaționale vorbim. Că asta foarte multă lume face. Da, eu știu că s-a întâmplat pentru binele meu. Ok, vreau să-mi scrii. Scrie-mi binele tău cu 50 de liniuțe și după discutăm. Ce tare asta, vreau să-mi scrii cu 50 de liniuțe, scriem cum arată binele tău. Da. Foarte tare. Crezi că îi ajută pe bărbați să-și dezvolte inteligența emoțională? Dacă da, cum? Și zi-mi concret, așa cum îi explicăm unui bărbat. Deci fii atent, bărbate. Imaginează-ți că urmează să faci dragoste cu o femeie. Aoleo! Okay. Și imaginează-ți că ai putea să-ți dai seama tot ce simte, tot ce îi place, ce nu îi place, ai putea să faci chestia asta în timp real. Da? Deci în timp ce o atingi să-ți dai seama care sunt acele puncte, acele lucruri, acele gesturi, acea presiune sau acel unghi care ei place cel mai mult și ai fi în stare să adaptezi orice faci la nevoile ei și să o duci în ce zonă vrei tu și dacă cumva apare vreun moment în care, nu știu, de exemplu, o deranjează ceva sau, nu știu, sună telefonul sau apare un moment ciudat, ai ști în câteva fracțiuni de secundă să te adaptezi și să readuci starea acolo unde era. Îi sau nu e importantă inteligența emoțională?
Și asta mi se pare foarte moment, interesant, da? Mă puțin, mi se pare foarte interesant că în loc să abordezi un context de muncă, tu ai ales un context care ține de relația cu femeia. Exact. Știi ce spunea cineva? Că nu ai de unde să știi că ești bărbat, uh-huh, decât când ai întâlnit o femeie. Cu fumare? Să fie măcar o femeie, că sunt mulți bărbați care nu au întâlnit măcar cu fumic. Uh-huh. Că stau în birou și botează calculatorul. Da. Și din punctul meu de vedere, inteligența emoțională pentru un bărbat înseamnă arma supremă. Adică orice femeie este fascinată de un bărbat care este puternic, care este lucid, care este super mega masculin și cu latura aia care știe ce se întâmplă în zona emoțională și știe să gestioneze și știe să se joace cu stările. Confirm. Când a confirmat bărbații, haideți, băgați la antrenament. Mai am o întrebare și apoi o să încheiem ca să lăsăm discuția să curgă și sper să curgă în comentarii, așa că domnilor, dacă ne ascultați, dați un semn. Cred că o să nască o serie întreagă de podcast-uri din asta. Iar dacă sunt femei care rezonează cu informația de aici, nu doar trimiteți link-ul bărbaților, ci încercați să asimilați voi informația și să vorba... Să înțelegeți mai bine bărbații. Da, da, și ulterior, momentul în care le cereți anumite lucruri sau impuneți anumite standarde, încercați să căutați în ei nuanțele astea fine de care vorbește Zoltan. Ultima mea întrebare este: cum crezi tu că ai putea să-i faci pe bărbați să fie mai curioși, să își descopere emoțiile, șabloanele emoționale, să-i înveți să-și dorească să simtă și să înțeleagă emoțiile? E pretty simple. Oricine care vrea să fie mai eficient în orice are nevoie de aceste abilități. Atât de simplu. Mai eficient în orice? Da. Dacă vrei să fii mai eficient pe plan profesional, o să ai nevoie să-ți dai seama cu ce pierzi energie, unde îți pierzi energie, unde îți pierzi atenția, unde îți pierzi focus, unde îți pierzi motivația, unde îți pierzi capacitatea de organizare, cum să-ți depășești lenea, cum să-ți depășești oboseala, cum să-ți depășești frustrările, nemulțumirea, da? Uh-huh. O să ai nevoie. Dacă e vorba de relaționarea cu ceilalți, întotdeauna cum să-i citești pe ceilalți, cum să înțelegi mai bine, cum să le cunoști nevoile, cum să le răspunzi nevoilor, cum să te adaptezi la nevoile lor, cum să comunici mai eficient, toate se bazează pe abilitățile de inteligență emoțională. Grozav. Sper că v-am răspuns la întrebări, domnilor, și... Eu sper că le-am ridicat multe întrebări. Da, asta voiam să zic, că dacă de fapt discuția mea cu Zoltan a pornit o avalanșă de și mai multe întrebări, care cer și mai multe răspunsuri, scrieți-ne în comentarii și promit că mai facem episoade dacă e nevoie să lămurim. Da. Da, și vă rog frumos să nu cheltuiți banii pe lunetiști, că dacă aveți ceva cu mine în urma acestor discuții despre energia masculină, știți unde mă găsiți, pe net, vă zic și unde locuiesc, ne întâlnim și povestim și vă spun de ce am spus lucrurile pe care le-am spus. Mm-hmm. E o experiență de viață în spate, e o experiență de 26 deja de ani de relaționare cu femeile într-o formă sau alta. Și consider că, cum zic, toată educația asta pe care o fac legat de energia masculină și feminină o fac cu foarte mare drag și cu foarte mult respect față de energia masculină.